forfotă mare luni dimineață în piața agroalimentară. Pe majoritatea tarabelor amenajate afară, dar și pe cele din interiorul pieței, se vindea varză adusă de la Braga, Diru, Vedea sau Frătești. Prețul acestor legume a mai scăzut în ultima săptămână față de cel perceput în urmă cu două săptămâni. Fapt sesizat și de câțiva giurgiuveni veniți să cumpere în cantități mai mari. De unde o aduceți? De la Dăița, de la Daia, comuna Daia. Cum a fost producția de anul? Cam 70%. Bun și restul. Și astăzi ați vândut ceva? Vreo 300 de kg. Sunteți mulțumită? Nu prea. La munca care să... Și cu cât o dați? 80 de bani. Astăzi mai prost, că în general e bine. Toată lumea își ia varză, să spună. De unde o aduceți? Iarna. De la urmă, în Suhaia. Merită drumul? Scoate scătire? E cam mic prețul, dar indiferent de preț, lumea vrea să... Eu am lăsat-o 50 de bani, o am de două zile și am mai scăzut puțin la presă, că trebuie să aduc alta proaspăt. Și astăzi câte verzi ați vândut? Câte kilograme? Până acum vreo 150 de kilograme. Mulțumită? Pentru... E bine. Domnul din imagine a venit la piață însoțit de soția sa. După ce au testat atent prețurile, oamenii au decis să cumpere puțin din fiecare. Varză albă, varză roșie, conopidă, pătrunjel pentru aromă și câțiva morcovi. Toate cât să le ajungă pentru ei doi, dar și pentru copiii care nu mai au timp să pună conserve la borcan sau la butoi. Ați pus varză la butoi? Acum punem. Da. E perioada apropice. Da. Și câte kilograme cumpărați? Păi am luat 3 saci. Ne ajunge. E bun, la 5.000 kilograme, la 50 de bani kilogram pentru noi pensionari, cum suntem noi, vai de mama noastră. Și câte kilograme puneți? Câte butoaie? Vreau mâine, când noi la pensia să vreau să iau, că nu avem bani acum, în momentul. Un butoi? Cât? Un butoi, vreo 7. Pentru toată familia acolo, pentru toate astea trebuie să luăm. Asta este piața. Bun, foarte bun. În comparație cu anul trecut, e mai bun. Da, mai iau. Ați pus la borcan, la butoi? Am pus anul ăsta, da, mai devreme un pic. Da, bine, sunteți mulți. Da, sunt bun, sunt bun. Treceți de iar. Da, sigur că da.